Dar cu plev de conservă? E, cu plev de vopsea, nu de conservă. De vopsea. A, la iară pușcă faină. Că era de la lung, așa, de cafea Inca. E, până acum, că și copiii mei pușcau cu de cealaltă. Nu am pușcat cu de ala. Și fii atent, am luat un cardan. Vezi că pușcă te vezi. Nu, acum carte. Cu o țeavă de cardan, așa cum am, de bat toporuște la secur și la sepi. Vezi că nu mai, am să vezi ce țâuia ala, vezi. Aia e îngustă de cardan. Cardan, cât e un cardan, mai subțire ca asta. Mai asta. Dar e ghiuțel. Ia, și pușcă tare. Și-a făcut o gaură la atâta de la fund și băgam carbit cu carbit și apă. Băi, ce pușcă de faină. Și în capă ce punea? Scârpă cum pun ăștia sau? Nimic, numai ca cu carbit, nu cu gesta. Ia. Pe la asta, pentru că e numai gaz de aia în funde. Deci oxigen și cu gaz. Cum ziseră cu butoiul? Cu iobul. Cu iobul. La tata așa unde făceați gaură? Sus sau aici în spate? Ori lateral, în spate. Și lateral, într-o doamnă, știi. Yeah. Și puneați un capac de lemn? Capacul lui, care era la groștior, avea capac făcut anume. Și îl ducea departe, așa? Păi de ce vârbu căsii la Cristia, așa zbulea. Băga și pe ăla. L-am pușcat cu un plev mare, nu știu, nu-i rău. Dar ăștia cum le zice? Tocaș sau hoți? Tocaș. La Badul le zice hoți, am găsit în cărți. Hoții știi care -s? Dacă vreau, eu cunosc istoria, văd scris în niște cărți istoria pocită, nu cum să o... Nu fii atent, ăștia, de joi sara sau de când încep toaca și până luni... Trebuie să o păzească. Să o păzească toaca, dacă cineva, aia zoții... A, ăia care vin să fure toaca. Dacă e stare să le fure toaca, cât vreau îi cer. Aha. Dar nu toaca asta, de lângă, pun alta. Toaca adusă de la biserică. Ce? Poți să o pune pe asta, că mi-am o dosă no. Acasă. Haide toaca de la biserică. Normal, aia trebuie să fie aici. Și atunci să vezi hoții. De popa. Ha? S-o dă tată. Nu, ție nu. Dar mai de mult mergeau singuri tocașii sau mergeau cu popa? Că am văzut în alte părți, e obicei să meargă și cu popa. Acum știi cum mai depinde și de popă. Îi sfințește popa și după aceea merg cu popa pe la căs. Da, dacă un popă tânăr, sigur că merg cu ei. Dacă este acest lucru. Că nu-mi ia nici cu morți, numai mașină. Ba nu, serios. A murit sorul mea, aici sus, în deal, la Gheorghilă, dacă știu. Nu prea știu. Tu părele ai dincolo. Aha. Și zice, iasă toamnă, noiembrie. Ne întâlnim în vale. S-a suit o mașină și până în vale. Fugeți după mine. Nu toată lumea a avut mașini. Fugeau pe așa și scurtătura. Și când mergeți cu pălacăți? Duminică sau mâine? Luni. Luni să mea, e? Luni. Și luni să face și jocul, nu duminică? Luni. Luni să face și jocul. Luni. În seara. În seara. Și marți mai faceți, nu mai faceți? Cum să nu? Luni și marți să faceți joc, două seri. Dacă stocaș ca lumea. Și după două săptămâni se întâlnesc chiar și mai trag un joc? Așa era obiceiul. Nu, aia știi care-i, cu colindatorii la Crăciun. Ia și cu ăștia, nu-i așa? Nu. Numai la colindator se face dispărțirea. Așa, așa, ci că se făcea și la tocaș, mai de mult. Nu, cunosc eu astea, dacă vrei, că am fost și eu, am prins. Ați ținut toată, ați fost 50... când ați fost fecior? Nu. Nu? Ce eram eu? Vreau să-mi țin copilul de culo din vârful dealului. Ce? Bă, nu, eu nu mă laud. Asta eram. E, nu, eu vă întreb numai. Dar știu regulile și tata și cu unchiul au fost cei mai mari muzicanți în Albac. Și da. Ei mergeau și cu tocașii, și cu colindatorii, și cu... Să ne dăm mai și știam în regulile. Numai că erau alții. N-ați fost muzicant, nu? Am mai avut burdună. E? Burdună, e.
Știi ce faine? Mi-e faine ca tuba. Contrabas. Contrabas. M-a băgat calul. Nicalu. Peste poate sare pe mașină. Deci e 4 de ani. 3. Deci la 4. O încărcai. Ni. Nu, no, frate. Cu șcătale. Te speriași? Nu, nu se speri. Și cai fug. Și cai fug. Tu nu se gheate, tu la măsa întâlnă. Așa-i? Și zdravână. Mă, dracu. Dar zic cu toaca când a-l furat-o. Până o furat, aia s-o a țipit, ori știi și băut ceva. Și nu un pic lui câte zor. Aia ori sta la pânda cu leapii alături. Hoții. No, bine. Și când eu văzut că moție și acum e momentul, mă și-o luat, când s-o trezit toacă nicăieri. Băi, te-a pipot în albac toaca. Viniți cu banii și cu țuică. Țuică și bani le luat. Ce? No, bineînțeles că acum nu lua e. Mașină. Da? Ceva no, simbol. Ca și când furi nireasa, nu? E, e. Cum crezi? Aici acolo pe dure. Deci până luni dimineața sau până luni la amiază, după ce iese popa? După ce iese popa. Până atunci te pușcă, e? Când iese popa? E, dar ce că o săptămână e trebuie pușcat. Până săptămâna mare, asta, tăiat. Așa pușcau atunci, din mult. Acum aveam treascuri și pușcam cu tot felul de pleve, dar copiii nu-i mai văd. Am internet... Carbitui pe bani. Aia e, că atunci făceam rost de pe la mină, de la broșa, de la baia, de la băița. Cu sudori lucram, pe șantier și la coloană aveam și la irta și unii am lucrat. Ce era când dădeau găleată e carbit? Nu știu, la bazar, dacă găsești la cântare. Ba e, să-mi țea din ea. Du-te tu și cumpără de la bazar acum. E scump, așa-i? Dar ce crezi? E câteva 70-80.000 kg. Și-a pumblat miliția prin Câmpeni și scria în ziar pe paș câte kilograme de carbit ori recuperat. Auzi, pe cuvântul meu din nou. Era Petre Roman, ăsta bătrân, nu ala tânăr, secretar de partid. La pe poliție în Câmpeni. Și am văzut iar și m-am zis, băi, România, am zis, eu am fost prieten cu el, zic, dă-o-mă în pizdă, mă zic. Bă, a fost aici o ziaristă, de la noi, de la Ministrul de Interne. Eu nu, și mie îmi plac obiceiul, dar dacă a vrut aia să scrie, nu, ce face, bă? Să vede. Acolo și mașina lui. Era secretar de partid și era scris el acolo, cât Petra Roman, cât o recuperat, cât e chile de carpit, auzi tu. Vedea copiii pușcând prin curți, pe acolo, prin Câmpeni, și le confisca carbitul. Ca să vezi. Miliția. Să lase oamenii să își petreacă. E sărbătorile religioase. Tatăl tău a lucrat la turnătoria aia în Alba Iulia, la Fonte, cu lunii, știi? Și-o ținut toacă aici, Ani. Eu lucram pe camion. Și-o mers cu mine până am încărcat, eu iunie am încărcat, de la Sântimbru s-am încărcat. Am venit la ei acolo și două butoaie de alea de carbit am adus acolo. Tată a scos volanți de acolo. În motorii ne stă carbitul și ani de zile, așa-i? Și atunci nu umblam după soboli. Nu mai descopeream nicumva pe culeani. Aha. Găurile și anii și băgam atâta pe o gaură. Nu mai stăteau. Și la supau. Ce să mai știe? Să face un gaz acolo, continuu el, știi? Cum ajunge apa, cum face gaz? Nu trebuie apă, că pământul e umed. De aia zic, cum ajunge picat papier, cum e gata? Da, acopeream groapa pe el, știi? Horatiu, nu ne explici acolo la țeavă cum bași compoziția. Te filmează Cristi. Ha? N-ai chef. Voicu. Nu, a Voicu-i mai rușinos ca tine. Nu e grea, ci el știa să... Nu e rușinos. Că el veni să-i instruiască. Marcel. Nu-i fază de rușinos. Care e Marcel? Negrea. Ah. Faza e că și care mai eu. Eu nu știu să-i fac compoziția cum face el. Dar cum? Dar ce bag acum? Gaz și oxigen. Dar în ce proporții bagă? Aia, vezi că nu știu. E mult oxigen ca și gaz. Dacă îi dai cu chibrit, stânge chibritul? Stânge. Unii. Să-i dai la gău, știi? La chibrit, da, cu stânge. Cu bricheta de adică. Stânge pentru că e prea mare flacăra. Suflă înapoi. Nu vine, dar o văd și